Am spus în ultimul episod, astăzi o să vorbim un pic despre ce înseamnă piscina la casă. Când ne-am hotărât să ne facem piscină, o grămadă de oameni au zis să nu facem, că nu o să o folosim, că o să fie foarte scump de întreținut, foarte greu, multă treabă, multă muncă, și am decis totuși să ne ascultăm, pentru că era o dorință de-a mea și am zis, asta e, frate, încercăm, vedem dacă e așa cum zic ei. Cineva ne-a dat sfatul, de fapt sfatul, a zis, într-un an de zile aici o să aveți seră, o să creșteți căpșuni și uite că avem de 4 ani de zile piscina și pot să vă zic că e unul dintre cele mai faine lucruri care le poți avea la casă. Deci mai repede renunți la o cameră sau la ceva dinăuntru, dar piscina tot o vreau, pentru că acum depinde și în ce zonă vă aflați. În lume, cel puțin în România, cam 3 luni pe an se poate folosi. În rest, dacă e prea frig afară, nu prea îți vine dragul să faci baie în piscină. Dar pentru cei care iubiți apa și nu aveți timp să fiți tot plecați și să fiți la băi și la mare și în concedii, piscina e ceva ideal. Și o să vă demonstrez, sau cel puțin, pe baza experienței noastre de 4 ani de când avem piscină, că cei mai mulți vorbesc, și nu doar în domeniul cu piscina, cei mai mulți vorbesc doar din auzite, citite, pe nu știu pe unde, și realitatea e alta. Așa că dacă doriți să faceți ceva în viață, ascultați de cineva care e în domeniul respectiv și el vă poate da și sfaturile și indicațiile și contraindicațiile pentru ce vreți să vă faceți. Și acum, să vedeți, au rămas câteva frunze pe fundul piscinei. Și le-am lăsat intenționat ca să vă pot arăta cum se curăță și cât de ușor se curăță. Pe lângă asta, să vedeți cât de limpede e apa, pentru că efectiv aici are aproape 1,5 metri apa și se vede perfect fiecare punctuleț de jos. Cum tundem gardul viu, frunzulițele, crânguțele își găsesc locația în piscină. Și acum, să vedeți ce înseamnă ca și durată și ca și muncă să te ocupi de ea o dată la 2 săptămâni, mă ocup eu. Și o dată la săptămână ceva mai scurt. Bun, în primul rând, Complete for Action, împotriva antialge, floculant, stabilizator de clor, cu aceste pastile puteți să păstrați apa, după cum o vedeți, în fiecare zi limpede, limpede și curată. O dată pe săptămână. Așa. Vezi că e mai greu. O dată pe săptămână pun o pastilă în skimmer. Așa. O pastilă din asta, ați luat-o, ați pus-o acolo. Apa care vine cu mizerii din piscină și cu tot ce se adună, trece pe aici, intră la filtru. Acolo este un mic, cum îi zice ăla? Grilaj. Așa. Deci, un mic grilaj care păstrează frunzele mai mari și crânguțe și ce mai vin. Și atunci când, acum era curat, dar când se află frunzele prima dată, scot frunzele afară, pun pastila și gata. Aia o fac o dată pe săptămână. Încă o chestie, deci le găsiți în magazinele Ocean, Dedeman, etc. Aproximativ 150 de lei, ajunge toată vara. Deci mai mult nu ai nevoie. Mai sunt și alte tipuri, deci dacă găsiți Complete for Action, nu trebuie neapărat firma asta, astea sunt ungurești, foarte bune. Câteodată mai folosesc asta pentru frunzele care se află la suprafață. Normal vine cu un băț, dar acum nu știu ce bețe au făcut domnii ăștia, că
Te costă... cât era? 50 de lei 50 de lei un băț. Așa că în loc de băț folosesc eu mâna. Pentru partea din jos, unde sunt frunzele și se adună nisip sau pământ, am cumpărat acest aspirator de la Intex. Aproximativ, cred că am dat vreo 50-60 de euro, 70, ceva de genul, nu mai mult. Deci, el merge pe principiu, o pompă suflă, împinge apă în el, o să vă arăt imediat, și se plimbă singur pe fundul piscinei, adunând frunzele și tot ce e acolo. Pentru asta, dacă nu aveți deja făcut la piscină, adaptat de la pompă care se împinge acolo, vă puteți lua cu 150 de lei o pompă din asta, pe care o conectați. Furtunele și toate conexiunile vin împreună la aspirator. Ai conectat frumos, se dă drumul în apă. Și după cum puteți vedea acum, el merge singur și adună toată mizeria și frunzele și tot ce e jos. Aproximativ 4, 5, 6 ore ca să poată să acopere toate zonele. El merge, pompa împinge apă pe furtun. O scoate în afară și când scoate în afară, împinge automat înăuntru mizeria de pe fundul piscinei. Foarte ușor, foarte practic. Trecem la pasul următor. Asta la cât timp trebuie făcut? Aspiratorul o dată pe săptămână. Iar filtrul aproximativ la 10 zile. Da, acum, de exemplu, nu a fost de vreo 2 săptămâni și apa e tot limpede în continuare. Așa, o idee, când scoateți aspiratorul afară, pentru că nu e un sistem foarte profesional la aspiratorul ăsta, când îl scoateți afară, cel mai bine, trebuie prins deja din apă, pentru că altfel se deschide capacul din jos și toată mizeria merge înapoi. Se ridică așa, se golește lângă, aici are niște periuțe, se desface frumos și mizeria a intrat aici. Ok, acum au mers doar câteva minute și n-au apucat să strângă foarte mult. Acela se limpeze bine, se montează la loc foarte ușor. Pentru următoarea etapă o să folosim același furtun de la aspirator. Acum filtrarea apei. Deci trebuie prevăzut un cămin pentru filtru și pompă și toate cele. Aici avem un panou de curent cu programator, unde pot să fixez odată la cât timp să pornească filtrul. Noi îl folosim aproximativ 4-6 ore pe zi, tot la câteva ore, merge câte 20 de minute, 30 de minute. Acum folosim același furtun de la aspirator, îl conectăm aici. Ok,
Și îi dăm drumul să scoată mizeria care s-a acumulat acolo. Aici este un mic locaș, nu știu dacă se vede bine acolo, unde arată cât e de curată apa. Așteptăm să iasă apa murdară. Când s-a făcut limpede, deja e gata. Acum deja e foarte murdar aici. Terminat. Ok. După care închidem înapoi, pornim înapoi filtrarea și munca este gata. Ne putem bucura de piscină. De 4 ani de zile o folosim vara la maxim. Suntem foarte încântați să o avem. Cheltuială. Aproximativ 50 de lei curentul pe lună pentru pompă, 150 de lei pentru toate 3 lunile de vară pentru pastile. Are aproximativ 35 de metri cub de apă, asta vine undeva la 200-200 ceva de lei, pentru umplere odată pe an. Noi o umplem odată, când sfârșitul primăverii, după care la sfârșitul toamnei, scoatem jumătate din apă afară și în restul jumătății care rămâne punem flacoane peturi, pentru că atunci când îngheață iarna se strâng peturile și nu ai probleme cu pereții. În concluzie, o avem așa, suntem foarte fericiți să o folosim. Per total cheltuiala ajunge undeva la 150 de euro pe an cu întreținerea piscinei. Nu știu alte persoane ce mai folosesc în plus sau în minus față de ce folosim noi, dar după cum am zis, de 4 ani de zile aici au trecut sute de oameni și nu exagerez când zic asta. Apa a fost tot timpul limpede, curată și pregătită de oaspeți. Sper că v-a fost de folos și acum să nu luați ce v-am zis eu ca și niște sfaturi profesionale în domeniu, să nu aveți anumite probleme, poate știu eu, mai sensibil cu pielea sau așa, pentru asta apelați la un specialist. Eu doar am vrut să vă arăt că miturile cum că o piscină ar fi scump de întreținut sunt doar mituri și e destul de accesibil și chiar merită să o ai. O zi frumoasă și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!